Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Amin. Și fie ca în dimineața asta, dacă Dumnezeu ne-a dat îndurare și viață, să ne dea și harul și bucuria de a ne vorbi și de a putea deveni mai asemănător cu El, Amin. De a putea fi mântuiți. Amin. Încep prin a citi din Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 11 și 12. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos care s-a adresat evreilor. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și vă întreb, veți fi la masă cu Avram, Isaac și Iacov? Și surorilor, bineînțeles, cu Sara, cu Rebecca, cu Rahela, cu toate cele care au fost soții de sfinți și femei credincioase. Aici este scris că vor veni mulți de la răsărit. Adică tragem nădejde de noi ăștia care am rămas în Europa de răsărit să ajungem și noi. Dar văd că e loc și pentru cei care v-ați mutat mai la apus. Că nu asta ar fi problema unde suntem pe pământ. Alte condiții are în vedere Dumnezeu ca să accepte pe unii la acea masă binecuvântată. Însă, poți să fii și în Israel. Poți să fii fost la un moment dat parte din împărăție și să nu te lase la masă. Domnul a spus că vor fi din fie împărăției care vor fi dați afară. Spune Apostolul Pavel, citesc din Romani capitolul 9, referitor la urmașii naturali, care se cred legitimi ai lui Avram, versetul 6, căci nu toți cei ce coboară din Israel sunt Israel, și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram. Știți că se lăudau evreii, scrie inima nopții, spuneau Domnul Iisus, noi avem pe Avram ca tată. Nu toți copiii lui Avram o să stea cu el la masă. Spunea Domnul Iisus, Moise, sunteți fiii lui Avram, dar nu semănați. Avram așa ceva n-a făcut. Noi suntem fiii lui Dumnezeu. Cum? Voi urâți? Dumnezeu e dragoste. Nu semănați. Haideți să ne cercetăm în ziua aceasta dacă avem elemente comune cu patriarhii, că cei ce vor sta la masa aceea se aseamănă, nu? Vorba românească, cine se aseamănă, se adună și vor veni de la răsărit și de la apus, numai să fie fiii lui Avram. Că altfel vor fi unii care vor spune în ziua aceea, Doamne, noi suntem dintre ai Tăi. Și Dumnezeu ce le va spune? Eu nu vă cunosc. Pentru că noi ne putem lăuda cu Dumnezeu, dar dacă nu se laudă El cu noi, pentru că Dumnezeu are criteriile Lui și nu îi le impunem noi, dacă vrem, le acceptăm și în final El ne acceptă, amin? Dar haideți să pornim la drum. Fiind vorba despre acești oameni minunați, știți, spune Scriptura și nu numai o dată. Dumnezeu se numește Dumnezeul lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov sau lui Israel. Ce frumos! Când vorbește Dumnezeul lui Moise, citesc cartea Exod, capitolul 3 și îi amintește, spune printre altele, în versetul 3, eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Versetul 4, de asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei, să le dau țara Canaan. Și acum rețineți ce scrie aici, țara călătoriilor lor sfinte, în care au locuit ca străini. Și dumneavoastră sunteți cam călători, am auzit pe unii spunând că întâi au venit la Roma, apoi s-a mutat în nord, cine știe dacă nu vă duceți mai la nord cu vremea. Să vă dea Dumnezeu har să ajungi la capătul miază noaptei, acolo sus în împărăția lui Dumnezeu.
numai să fie călătoriile sfinte. Și ce-i mai frumos, spun asta și pentru copii, pentru tineri, Dumnezeul Tata, dacă a avut Tata Dumnezeu, să devină și Dumnezeul tău. Iată un episod, Genesa capitolul 28. Scrie aici, citesc la versetul 13, eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Dar de ce nu a zis și Dumnezeul lui Iacov? Încă nu arusese și Dumnezeul lui Iacov. De acum. Poate că acest Dumnezeu e numai Dumnezeul lui tata. Nu-i și Dumnezeul tău încă. Dragi tineri, e valabil? Credința lui tata deja a trecut și la voi? Poate unii dintre voi ați fost fii risipitori. Dar când te întorci acasă, tata, ia evidență, te primește și vei fi fiul lui. Astăzi când au cântat copiii, fac o scurtă paranteză, eu n-am înțeles ce cântă, că își cântă în italiană. Dar după orchestrația aia ce-a fost, m-am speriat puțin, zic că ăștia par războinici. Cine știe ce grăiesc ei? Că am fost undeva într-o adunare și știu, un grup să cânte, era evanghelizare. Cântare despre fiul risipitor, textul de pocăință, nu? Tată, iartă, primește. Dar când a început, a dat drumul la instrumentații, la negative, tum, tum, sincopii din alea cu 2, 3, 4, 2, 3, 4. Zic către păstorii, bai. La care el zice, păi tocmai asta i-am spus și eu la păstorul asistent, că totuși nu potrivește cuvintele cu instrumentația. Zic, după cuvinte, îți vine să crezi că fiul risipitor îi pare rău de ce-o făcut și se întoarce acasă la tata și spune să mă ierți de jumătate de avere ce am pierdut-o. Însă după instrumentație îți vine să zici că s-o întorci înapoi la tată să o sălbată, să ia și cealaltă jumătate. Tată ăsta o să fie nedumerit. Ce are în plan să fac? Așa am fost în dimineața asta că n-am știut ce cântă și după instrumentație zic că ăștia pleacă la război. Să ne dea Dumnezeu harul și nouă și copilor noștri să-L cunoaștem toți pe Domnul. Că aseară am lansat la tineri o provocare și le-am spus că dacă își permit să umble așa numai un băiat cu o fată și își găsesc pentru asta justificare în Biblie, le fac a două Biblie aurite. Dar mai fac o provocare astăzi. Dacă o să găsiți în vreo adunare că cineva în timp ce se cântă tare cu tobele plânge, vă fac a două tobă aurită. Dar cu excepția faptului să nu fie surd sau bolnav. Dacă un om normal poate plânge când se bubuie tare, vă dau cât vreți. Pentru că tobele închid izvorul de lacrimi și de pocăință. Discutam cu niște tineri și mi-au spus, frate, noi altfel simțim. Zic, dar voi știți normal? Zic, dacă vă bag într-o cameră frigo la minus 20 de grade, care din voi transpiră? Frate, niciunul, suntem normali. Zic, dacă la 40 de grade vreunul din voi așa zgribulește de frig, e normal? Zic, să știți că organismul nostru funcționează după aceleași reguli, în funcție de stimulii care sunt. Asta nu că eu vreau sau că eu nu vreau. Deci sunt unde, sunt anumite stări la nivelul sufletului, a spiritului, la care răspundem, voluntar sau involuntar. Dar, paranteza se încheie aici, că vreau să pornim la drumul cu Avram, Isaac și Iacov. Știți că acum e o febră să meargă oamenii în pelerinaj în Țara Sfântă. Ați mai fost unii, nu? Dar costă, nu? Îmi facem un pelerinaj acum gratis. De altfel, să fiți liniștiți, spun asta pentru cei ce n-aveți bani, să nu cumva să vă băgați dator să faceți altfel de pelerinaje, că a spus Domnul Iisus că începând din Ioan 4 încoace, nu-i mai sfânt un deal ca altul. Ori te închin la Ierusalim, ori pe vreun deal mai la nord, ori mai la răsărit, ori la apus, te adună de unde ești și la fel de primit. Dacă vreunii vreți să mergeți, treaba dumneavoastră, drumul. Dar acum mergem toți, într-o sfântă călătorie. Mă,
propun să pornim de la Genesa 12. Domnul zisese lui Avram, versetul 2, voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare, voi binecuvânta pe cei te vor binecuvânta și voi blestema pe cei te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Ce promisiuni mărețe! Acești patriarhi au primit de la Dumnezeu, cum sunt numite în Petru, făgăduințe nespus de mari și scumpe. Și-au fost gata să plece. Cum zice Pavel în Filipeni 3, pe mine nu mă interesează ce las în urmă. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Noi o remedităm profund la aceste chemări? Genesa 28, pornește Iacov să se căsătorească. Și vine Dumnezeu din nou cu promisiuni. Și i-a promis și la Isaac și le-a promis de mai multe ori, versetul 15, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni, te voi aduce înapoi în țara asta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Și fiindcă ei voiau să fie siguri, așa cum zice el aici, Doamne, dacă tu vei fi cu mine, voi spun drept că eu îți dau zeciuială și locul acesta va fi casa ta. Vă citesc din Genesa 15, îi zice Avram Domnului, versetul 2, Doamne, ce îmi vei da? Știți că au zis și ucenicii, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, dar noi ce primim? Versetul 5, uite-te spre cer, îi spune Dumnezeu, numără stelele dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Și în continuare de la versetul 7 la 21, i-a prezentat legământul între Dumnezeu și Avram, atunci așa se semna un act. Nu era notar ca acum, despicau animale, jumătate-jumătate, și cele două părți contractuale treceau printre dobitoacele despicate. A trecut Avram și a trecut și un foc, reprezentant al Domnului. Și spune Scriptura, vă citesc din Evrei capitolul 6, că Dumnezeu a promis într-un mod indubitabil, cu o fermitate divină, aceste lucruri sfinților. Vă citesc de la versetul 7, de aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui. A venit cu un jurământ. Știți că le-a mai jurat lui Avram cu ocazia jertfirii lui Isaac. A spus, pe numele meu, pe viața mea. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să abucăm nădejdea care ne-a pus înainte. Și aici este vorba de jurământ și făgăduință, două lucruri care nu se pot schimba. Și să știți că Dumnezeu toate promisiunile le are în baza ceea ce a promis lui Avram, sămânța lui referitoare, el face referire la Domnul Iisus Hristos, și toate familiile pământului pot fi binecuvântate numai în forma și pe filiera aceasta. Stimați familiști, că mă adresez familiilor în primul rând, discutați la dumneavoastră acasă despre promisiunile lui Dumnezeu? Nu știu ce moștenire v-au promis tata și mama. Știți că Iacov îi zice cândva la Iosif, tu ai fost băiat bun, ți-ți dau ceva în plus față de ce am promis la frații tăi. Însă nouă Dumnezeu ne-a promis sfântă împărăția Lui. Și rămânând tot în Evrei, spune în capitolul 11, versetul 13, în credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, în sensul că nu aici le-au fost date, dar aveau niște promisiuni extraordinare. Să ne bucurăm în nădejdea vieții viitoare și să ne încredem în Dumnezeu care are promisiuni pentru noi, nu doar în împărăția Lui,
chiar și aici. I-a promis Dumnezeu lui Iacov și am citat din Geneza 28, voi fi cu tine pretutindeni, în călătorii, îți voi da țara aceasta, te voi aduce înapoi în ea. Nu știu, pe lângă promisiunile din Biblie, dacă aveți și altele care Domnul vi le-a dat prin Duhul Sfânt. Dar să știți că Dumnezeu ce promite, împlinește. S-a întâmplat într-o familie că un copil așa a fost mai răzvrătit și a ajuns în închisoare. Părinții s-au rugat, s-au dus înaintea Domnului și Domnul le-a vorbit printr-o prorocie: voi cerceta pe fiul vostru și înainte de a se împlini un an din ziua aceasta, îl voi aduce înapoi în familie cu inima schimbată. Tata bucuros, mama, i-a scris la băiat în închisoare. El, acolo mai la greu, s-a apropiat de Dumnezeu. A crezut. Dar ce să vedeți? Au trecut lunile 11, două săptămâni, trecuse și o zi importantă în care credeau că Ceaușescu va da vreun decret și scrie băiatul acasă: nu mai cred în ce Dumnezeu spune. Se împlinește un an și rămân tot în închisoare. Și când citește tata și mama scrisoarea, au început să plângă. Dacă acum va fi izbit de necredință, nu știu ce să alege de el. S-a dus fratele în adunare și în timpul orei de rugăciune Domnul vorbește prin Duhul Sfânt: ascultă, bărbatule, astăzi lucrez la inima unui om mare să împlinesc ce ți-am spus. Și în ziua aceea Ceaușescu a dat un decret. Și cu 3 sau 4 zile înainte de a se împlini un an, băiatul a fost acasă. Că Dumnezeu împlinește. Spunea Solomon: ce-o promis Dumnezeu la tata, eu ca băiat am ajuns să văd că Dumnezeu se ține de cuvânt. Numele Lui să fie slăvit. Dumnezeu are și dragoste să împlinească și are și putere să o facă mărire Domnului. Așadar, aceste familii s-au călăuzit în viață după promisiunile lui Dumnezeu. Amintiți-vă că Dumnezeu i-a spus lui Avram: îți voi da un fiu. Poate că o întreba pe Sara în fiecare lună: nu semne? Încă nu, încă nu, până când o fi zis Sara: de acum poți să nu mă mai întrebi. Dar Dumnezeu a uitat? Vine și îi spune, și zâmbește Avram, și zâmbește Sara. Și întreabă Domnul: de ce o râzi? Geneza 18. Este ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea asta, la voi în casă, scânce de copil. Știți cum eu și pus numele? Râs. Asta e de râs. Dar pe de altă parte se bucurau că Dumnezeu ce-a promis împlinește. Numele Lui să fie binecuvântat. Știți că printre altele a promis Dumnezeu lui Avram, scrie în Geneza 15, să știi că sămânța ta va fi roabă într-o țară străină, dar îi aduc înapoi, eu spun și când. Și scrie în Exod capitolul 2, sunt cuvinte care adeveresc din plin acest adevăr că Dumnezeu nu uită, promite și împlinește. Versetul 24, Dumnezeu și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov, că i-a spus și lui Iacov în Geneza 46, să nu-ți faci probleme să te pogori în Egipt, că eu vin cu tine și de acolo vă aduc înapoi. Doamne, îți mulțumim că toate promisiunile tale sunt din dragoste pentru noi și că în bunătatea și puterea ta lucrezi. Numele Domnului să fie binecuvântat. Vă îndoiți careva de promisiunile lui Dumnezeu? Vedeți că scrie undeva în Biblie că dacă nu crezi, nu ți se întâmplă, să nu pățiți. Dimpotrivă, scrie în Roman 4 că Avram a nădăjduit împotriva oricărei nădejde. Dacă Dumnezeu a promis, se face. Pentru că El ce zice poruncește și ia ființă. Numele Lui să fie binecuvântat. Trecem mai departe la un alt principiu evident în viața acestor patriarhi. Mă întorc chiar și la Geneza 12. Versetul 1, recitesc. Domnul zisese lui Avram: ieși din țară, din neam, și
Este foarte clar, mă întorc la Genesa, citesc în continuare Genesa 26, Dumnezeu îi spune fiului său lui Isaac, versetul 3. Locuiește ca străin în țara aceasta. Cum nici următoarea generație nu s-a acomodat cu Canaanul? Nu. Că de-aia scrie în Genesa 23, versetul 4, a zis Avram, eu sunt străin și venetic printre voi. Dumneavoastră câți ani de Italia aveți? Ați rămas toți străini sau? Da, Isaac al dumneavoastră, e tot român sau e italian? Ce-a devenit? Nu asta ar fi marea problemă, ci dacă ne păstrăm separați de lume, asta e întrebarea. Scrie aici în Genesa 34 că după întoarcerea lui Iacov din Mesopotamia, era cât pe aici să se unească cu alte popoare din Canaan, versetul 22. Dar oamenii aceștia nu vor să locuiască împreună cu noi, ca să alcătuim un singur popor. Și au rămas evreii separați, până când scrie în cartea Estera, capitolul 3, versetul 8, e vorba de robia babiloniană și chiar după întoarcerea, după cei 70 de ani, se spunea despre evrei așa. Un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite, pentru că asta îi face pe Domnului să fie deosebiți legile, principiile. Semăna și Avram ca ceilalți, aveau turme și unii și alții, fântând de asemenea, dar aveau un alt mod de viață. Principiul separării de lume a fost foarte evident în viața patriarhilor. Este evident și în viața noastră? Acum fac încă o paranteză ca să nu fiu înțeles greșit. Nu tot ceea ce întâlnim la Avram, Isaac și Iacov trebuie luat. Că eu nu vă doresc la niciunul socru să vă păcălească să-și dea două fete odată, nu? De asemenea, nu putem să luăm ca principiu când mergi să iei o fată, să duci aurituri, cum iau unii din Genesa 24 chipurile, că acolo scrie de verighetă. Nu scrie, acolo e verigă. Aia se punea nas sau la picior. Verigheta a apărut numai în era noastră, după ce s-a încheiat de scris Biblia. În Biblie nu scrie nimic de verighetă, că nu a fost pe vremea aceea. Sau nu putem să apelăm la alte principii legate de nu a avut copii cu nevasta, să aibă copii cu roabă, era un obicei al vremii. Astea nu sunt lucruri poruncite de Dumnezeu. Dar ceea ce întâlnim la patriarh și regăsim ca principiul Noului Testament, astea trebuie să ni le atribuim dacă vrem să fim la masă cu ei. Iată cum sună principiul separării de lume în Noul Testament, 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și vine cu câteva întrebări la care vă provoc să răspundeți. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Un sfânt cu unul care pune la cale lucruri rele pot să povestească mult? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Știți ce legătură are? De serviciu, de școală și cam atât. Spune Pavel în Corinteni 5, nu trebuie să ieșim din lume și ăștia au rămas în Canaan. Dar n-aveau prietenii. N-aveau întâlniri în timpul liber, n-aveau distracții comune. Scrie mai departe, versetul 17. Ieșiți din mijlocul lor. Exact aceeași cerință ca pentru Avram. Ieși! Nu vă atingi de ce este necurat. Eu vă voi fi tată și voi veți fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, punctul 1 de care am vorbit, mai punctul 2, să ne curățim de orice întinăciune. Și asta ce înseamnă? Să fim separați de lume. Asta e adevărata religie. Fie a cărnii, fie a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Amin? Dar aminul ăsta e și acasă? Tinerilor, dacă voi sunteți pe internet, vorbeam aseară de Facebook ca și ceilalți, și aveți acolo în listă prietenii, pocăiți, nepocăiți. Mă poate să vă spune cineva, frate, eu am nevoie de Facebook la firmă.
Bun, hai să admit, dar pozele sunt tot pentru firmă? Dar pretindii în listă, toți sunt de la firmă, nu? Deci nu, să nu ne ducem cu preșul. Eu n-am numai surori de la adunare și îmbrăcate ca la adunare, nu? Ei, trebuie să fie o separare între noi și lume. Dacă ei povestesc de un film, știți ce conțin filmele? Două lucruri și ușor de ținut minte. Sex și sânge. SS. Putem și noi să participăm împreună cu ei? Ascultați ce scrie Petru. 1 Petru, capitolul 4, versetul 3. Ajunge că în trecut a trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospeți, în chefuri, în slujirii dolești, neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați, că ei alergă la un potop de desfrâu. Împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Spunea un băiat care e la un liceu penticostal, că un coleg al lui nepocăit, au câțiva și nepocăiți, îi zice, ai văzut filmul de aseară, episodul? Și băiatul zice, n-am televizor. N-ai televizor? Și băiatul a prins curaj. Și da, nici el n-are, nici el n-are, că erau mai mulți pocăiți. Și atunci s-o tras celălalt în colțul băncii, măi. Ăștia așa-s ei. Dar, dragii mei, să știți că Dumnezeu nu ne interzice din lumea asta nimic din ceea ce este bun. Dar vrea să ne separăm de lucrurile care aparțin diavolului. S-o zis la Domnul Iisus să-L ispitească, zice, toate ți le dau ție. Numai că spune unul Ioan capitolul 2, versetul 15, dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui, nu este în el. Deci separarea, să nu înțelegeți greșit, de ce Dumnezeu vrea ca noi să fim altfel? Dumnezeu ne dă voie la orice din tot ce a creat El. Dar ne învață să nu gustăm din momelele și din otrava satanei. Dumnezeu vrea să ne ducă cu El la masă și să ne dea de toate. Părtășia Lui este o binecuvântare. Da, mesele celor rău sunt bune? Diavolul știe ce înseamnă de la prietenii unde se ajunge. Au ieșit evreii din Egipt, rămăseră și se reparat acolo în Gosen, nu s-au unit cu egiptenii 400 de ani, popor separat. Și îi vede Balac, împăratul Moabului, Madian, se unesc. Ce-i cu ăștia? Un popor care locuiește deoparte, prorocește Balam. Nu face parte dintre neamuri. Dar cum să-i batem? La război? Nu se poate. Uite cum îi batem. Scoatem în față domnișoarele, le punem să fie bucătărese, să poftească. Și de ce nu scrie acolo în numer 25? Și-au mâncat evreii care nu văzuseră numai mană, felul 1, 2, 3, 4 și gata. Ce scrie acolo? S-au închinat înaintea Dumnezeilor lor până la pământ. Dar ce are asta mâncatul cu Dumnezei? Vedeți? Preteniile. Cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și vă las temă pentru acasă. Unde scrie în Biblie că Avram a fost prieten cu Dumnezeu? A, bă, nu poți fi prieten și cu Dumnezeu și cu Satana. Nu se poate. Ori cu sfinții, ori cu ceilalți. Că ăștia oricum stau la mese diferite în rai, nu? De fapt, ceilalți nu stau la masă, că nu mai pune nimeni. Trebuie să ne alegem compania, dragii mei. Spune Scriptura în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22, fugi de poftele tinereții. Unde te provoacă ceilalți? Toată provocarea lumii este spre aceste pofte. Și urmărește virtuții sfinte și scrie aici ceva frumos. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curat. Am observat, am auzit că niște băieți își serbaseră onomastica. Și stau de vorbă cu unul din ei și spun, așa ceva nu-i bine. Dar de ce, frate? Nu avem voie și noi niște băieți să adunăm să mâncăm odată o pizza împreună? Ba da, aveți voie de 10 ori pe an. Ba ajunge? Ba cu unul de 12, hai, că e mai sfânt numărul. Dar noi ne-am adunat numai odată. Păi da, voi că vreți să vă adunați. Adică cine nu vă lasă să vă adunați când vreți?
Să spuneți, uite, azi avem o zi în cinstea Domnului sau de seară, hai să spun că nu puteți posti astăzi. Să aveți o poftă de mâncare mai bună. De seară ne adunăm, cântăm, facem o rugăciune și mâncăm așa, numai că să puteți dormi după aia, bine. Mânci prea mult, nu mai poți dormi bine. Cine nu vă lasă, mai băieți? Ne spuneți voi, de ce trebuie să ne vă adunați neapărat numai în ziua aceea? Mai înainte nu vă livrează pizza, nu? După aceea nu e mai bun la gust, acum. Dar există o tendință de a avea obiceiuri exact ca lumea. Știți că serbarea zilor de naștere e menționată în Scriptură numai în trei locuri. La Faraon, la Erod și încă într-un loc. Când găsiți, când citiți Biblia, o să găsiți și pe ala locul. Dar întrebarea mea este, de ce în toate cele trei locuri unde e menționată serbarea zilei de naștere e numai pentru împărați? Știți de ce? Studiați istoria. Numai din Evul Mediu încoace s-a trecut la serbarea zilor de naștere pentru oamenii din popor. Până atunci, mii de ani, a fost socotit că o zi poate fi serbată numai în cinstea unui zeu. Și împărații se pretindeau ca zei. Și Irod pretindea slavă de Dumnezeu. Pentru că, dacă vreți un înțeles mai biblic, evreii puteau să mănânce carne când voiau, dar n-aveau voie să jertfească animalul oriunde, trebuia adus la cortul Domnului ca jertfă de mulțumire Domnului, să se artă grăsimea care oricum nu era bună de mâncat și nu era voie, și rest să mănânce până se satură. Ce înseamnă asta? Poți să ții zile în cinstea Domnului cu mese, cu bucurii, cu frați și surori, cât să ajung banii. Împrumut nu te băga pentru asta. Dar să fie cu un motiv sfânt, împărtășia sfânt. Dar dacă noi ținem după modelul celor de afară, cu vremea le împrumutăm întreg modelul. Că nu știu cum se face, că nu-i bun tortul dacă nu pune și lumânări în el, ca să se închine la zeița lunii. Că de acolo, din mitologia greacă, vine asta. Numai că dacă Biblie nu știm, istorie nici de aceea, apoi nu de noi decât să facem greșeli. Să vă dea Dumnezeu har să aveți bucurie cu sfinții când vreți. Că e scris, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea, unul cu altul, e voi de 10, de 12 ori pe an. Dar să ne ferim de stilul lumii, de părtășii, de prietenii. De ce Dumnezeu i-a oprit pe evrei de la înălțime? De ce nu aveau voie să se mănânce și ei pe vârf de al lui? Cananiții se închinau sub câte un copac, ce nu aveau voie și ei să servească ceva la o umbră? Modelul cananit presupunea ca după ce ai servit masa să desfrâneze. Era o religie foarte imorală. Nu degeaba pe cananiți Dumnezeu i-a exterminat, observați. Egiptenii au scăpat, erau mai morali. Dar Dumnezeu numai poporul din Canaan a hotărât să le extermine. Așadar, dacă este un obicei bun, puteți să-l practicați cu bucurie, aveți voie să vă bucurați de viață. Puteți să zâmbiți când vreți, nu? Mai mă scap și eu și vă fac să zâmbiți uneori. Să fiți mai serioși. Dar nu avem voie să facem glume proaste, să participăm la întâlniri vinovate. Asta i-a spus Dumnezeu lui Avram. Ieși! Vezi că în țara în care te duci, oamenii ăia stricați. Nu te împrieteni cu ei. Să stai aici în țara ta, ieși! Ăștia sunt obișnuiți să se închine la idol. Asta spune în Iosua 24, părinții lui Avram se închinau la idol. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim separați de lume, amin? Și să se întrebe ceilalți, voi de ce nu sunteți împreună cu noi? Fiindcă noi facem repetiții pentru masa din cer când stăm cu Avram, Isaac și Iacob. Și aceea așa știu că stăm la două mese. E o masă cu Dumnezeu și o masă cu lumea. Doamne ajută-ne să fim cu Tine. Trec la un alt principiu. Oarecum l-am și anticipat, dar vreau să-l întăresc. Genesa 12, citesc la versetul 7. Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminții tale, și Avram a stat acolo un altar Domnului care i se arătase. A fost un prim popas în Canaan. Vestul 8. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul apus și aia l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a continuat drumul. 13 cu versetul 18. Avram și-a ridicat cortul și a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, între timp fusese până în Egipt și înapoi. Și a locuit lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului.
Și așa de mult s-a obișnuit asta în familia lui Avram, încât atunci când îl duce pe Isaac pe munte să fie jertfit, întreabă băiatul, versetul 7, iată focul și lemnele, dar unde este mielul? Și Isaac a prins și el modelul. Și în Genesa 26 îl întâlnim pe Isaac, versetul 25, Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și a întins cortul acolo. Și Iacov la rândul lui, aceleași obiceiuri, vă citesc doar așa pe fugă, că ei au avut multe locuri unde au stat, 33:20, și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohul Israel și deja devenise Domnul este și Dumnezeu lui Israel. Genesa 46, înainte de plecare în Egipt, versetul 1, Israel a plecat și la Berșeba, la granița de hotar, spre pustia Sinai și spre Marea Roșie, a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel. Dragii mei, dumneavoastră aveți un timp de închinare în familie? Asta era specific la aceste familii. Oriunde mergeau. Acest adevăr este reiterat în Noul Testament. 1 Timotei 2:8, vreau doar ca bărbații să ridice spre cer mâini curate în orice loc. Vedeți că atunci când o să stăm cu Avram la masă, o să ne întrebe, voi pe la masă făceați altare? La Roma, oriunde sunteți? Asta e principiul lui Dumnezeu. Sororilor, obișnuiți pe acasă să vă rugați? Știți cât de mult trebuie să vă deprindeți cu rugăciunea? Dacă Doamne ferește, ajungeți în final să fiți văduve, trebuie să ajungeți să vă rugați și noapte. Spunea un frate că a dormit împreună cu un altul, fiind la o conferință de 2 zile, s-a rugat puțin, s-a pus în pat și celălalt se roagă, vreo oră. Ăsta nu putea dormi și zice, mâine seara arăt că și eu spocăiți, eu mă rog, un ceas ca el. Și a doua seară s-a pus pe genunchi, s-a rugat 15 minute, 20 de minute. L-a reluat încă o dată, nu-i mai venea o minte, nu mai venea somn. Și a zis, m-am pus rușinat în pat că n-am fost în stare să mă rog un ceas. Ia gândiți-vă dumneavoastră, cam cât dura un altar din ăsta la Avram? Hai să luăm în calcul drumul, până tăia animalul, ce zice, îl punea acolo și pleca, o las că să frige el, nu? Eu cred că o să tăia până s-ardea, nu? Se mai rugau, cred că așteptau Dumnezeu să le vorbească. Dura oare cât o slujbă de la noi de la adunare? Dura? Eu zic că dura măcar atâta, nu? Dar în afară de părtășiile astea de la adunare, pe acasă mai faceți astfel de adunări? Bărbaților, e vreun microbist aici între dumneavoastră, vreun păcătos încă nerezolvat de patima asta. Un altar de ăsta sfânt ar trebui să dureze măcar cât 2 reprize, așa, cât un meci întreg. Sau dacă e har, cât cu prelungiri cu tot, nu? Să nu spuneți că vă trece mai ușor vremea la un meci decât la un altar din ăsta sfânt. Sper de asemenea că de la adunare nu lipsiți. Acesta este un altar binecuvântat. Undeva într-o familie așa, în diaspora ca dumneavoastră, într-o duminică dimineață, zice soția, deși de regulă femeile sunt mai rugative, dar așa s-a întâmplat acolo. Auzi, dragă, nu mai mergem azi la adunare, nu-i chiar gata mâncarea, hainele, copiii. El și-a dat seama că ăsta poate fi un început pentru un obicei rău, de a părăsi adunarea. Și spune, dragă, dar frate, la adunare, măcar să ne rugăm și noi aici acasă. Ne rugăm! Când a început slujba, hai, dragă, îmbracă-te. Și citește un cuvânt, se roagă, i-au crezut că e gata. Imediat să-și lepe de baticul așa, cum mai fac surori care îl poartă greu. Zice, stai dragă, dar să și cântăm. Hai să cântăm, tu ești cântăreață bună. Dar să mai facem o rugăciune, da? Mai facem. Iar au crezut că e gata. Și dar noi pentru adunare ne rugăm? Când se roagă frații pentru noi ne place, nu? Hai să ne rugăm. Dar pentru bolnav nu ne rugăm? Așa este la a patra rugăciune. Știi că și tu ai pe bunica ta bolnavă, știi? Hai să ne rugăm. Și iar o crezut că e gata. Dar nu mulțumim? Hai să mulțumim. Hai să punem copiii să învețe și ei în orașul la școala duminicală, să învețe și ei măcar un verset, că rămân în urmă față de ceilalți. Repetat. La cărnicii, da, nu citim și textul din calendar.
Și acum el s-a apucat și el să predice, că nu avea emoții. Știți, unii care nu sunt meseriași buni, cheltuie mai multă vreme până fac o treabă bună, nu? Și tot a predicat, trecut jumătate de oră și la care i-a zis, auzi, atunci mai bine mă, mergeam la adunare, măcar auzam o predică bună. La care el foarte serios zice, că altă dată nici nu mai stăm acasă. Că știți, scrie în 1 Petru 3 cu 7, uneori trebuie luată femeia cu înțelepciune, nu? Ca nu cumva să slăbească în credință. Frați și surori, e foarte important să folosim părtășiile de adunare, dar și cele de acasă. Învățați-vă copiii, țin minte că ai noștri, uneori făceau slujbă, se puneau la amvon, își puneau niște carioci, așa, mele erau pe post de microfoane și anunțau cum erau mai mulți, ei 8, soția 9. Cum predică fratele cu tare. Au zis, scoteau copiii niște idei, la un moment dat îmi venea să le notez, să le predic eu. Asta e ceva foarte plăcut. Să cânte împreună. Eu mi-am amintesc din copilăria mea, n-aveam adunare la noi în comună. Și veneau frații două comune mai departe, îi așteptam, mai țin în minte ce s-au spus, dar îi așteptam cu drag părtășia aceea. Învățați-vă copiii, am fost undeva într-o adunare și am văzut un băiat, o fată, așa la 8-9 ani, nu s-au pus pe genunchi, nu s-au rugat așa, fără să-mi propun, dar la un moment dat devenea deranjant. Și m-am întrebat eu, oare copiii ăștia s-au obișnuiți acasă să se roage? Sau mai mergem uneori printr-o familie, într-o vizită pastorală, și văd copiii, cum zic, până la 6-7 ani, nu se pun nici măcar pe genunchi, nici măcar 2 minute, hai că nu stau până la gata cât stăm noi. Că poate n-au atâtea necazuri cât tata și mama. Dar deloc nu o fac. Și atunci mă întreb eu, ăștia întreabă ca Isaac pe tata, dar psalmul nu-l citim, dar cântarea nu mai cântăm. Că dacă nu sunt obișnuiți. Am trecut anul acesta printr-o familie, am dormit acolo cu soția, a doua zi trebuia să plecăm mai departe și dimineața, pe la 8 fără ceva, aud o cântare. Am coborât la parter, mi-era deschisă ușa, 6 copilași care urmeau să meargă la școală, cântau. Apoi s-au pus pe genunchi să se roage. Și a fost o rugăciune serioasă. Eu m-am început să mă uit la cează, că ăștia întârzie de la școală. Dar ei știau, școala nu era departe de casă. Apoi s-au ridicat, tot așa în linie, parcă îi văd, au recitat niște versete și la urmă tata le-a rostit o binecuvântare, dar nu din asta scurtă, Domnul să fie cu voi, din aia de o frază, Domnul să fie cu voi, să vă păzească, să vă crotească, vă dea înțelepciune, n-am ținut minte. Și ne-am văzut așa frumos, au luat ghiozdănele și spre școală. Copiii ăștia vor învăța principiul altarului. Eu nu știu când aveți vreme, dimineața, la amiază, seara, dar vă doresc să fiți ca și tatăl acela pe care scrie în pilda din Luca 11, când a venit bătut altul la ușă să-i dea o pâine, că era noapte, mai multe pâine a cerut. Ce-a zis? Copiii mei sunt cu mine în pat, cred că în seara aia umplit ce scrie în Deuteronom 6, le-a povestit la copii la culcare. Faceți vreme de asta, dragii mei. E foarte important să stăm în părtășie cu Domnul și cu familia. Trăim într-o vreme în care familiile se fărămițează. Și chiar dacă suntem tot acasă, unul pe internet, altul pe telefon, și numai nu reușim să-i adunăm. Să se învețe toți. Când e moment de închinare, asta e cea mai bună relație online. Am deconectat pe ceilalți, sau dacă le vrem să le spunem așa, băi, rugați-vă și voi că noi suntem deja pe genunchi. Și spune Scriptura în Geneza 35 că Iacov, așa bănuiesc eu, cu frământările vieții, cu multă treabă, a avut o casă de copii, a muncit. Dumnezeu a observat că a cam rărit-o cu altarele. Și scrie în Geneza 35 cu 1, Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. După ce rețin eu din Biblie, e singurul loc în care Dumnezeu le cere, ridică altar, mă refer la patriarhi, ceilalți ridicau ei de la sine. Iacov a zis casei lui și tuturor celor care erau cu el,
Scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele ca să ne scolăm, să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Pentru că la astfel de altare trebuie să ne amintim de lucrările Domnului, să-i cerem ajutor pentru mai departe. Și ce-i mai frumos aici scrie în versetul 7, a zidit acolo un altar. Versetul 9, Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a gândit cam așa, Iacove, vreau să stau de vorbă cu tine, când? Când ești aici cu oile? Vă și tu timp, vreau să povestim. Ce trist ar fi să spună Dumnezeu, de seară vreau să mă duc la Ionic. Numai că Ionică de seară n-are vreme. Eram la o familie în Austria și m-a dus la altă familie. Și cei la care urma să mergem erau pe balcon și ăștia strigă de jos și l-am adus să urce la ce număr sunăm. Și ăștia la balcon și urca sus la o caf. Drept să spui că mi s-a întărătat duhul. Și după ce i-am prins pe tot sus ca să nu-i scape vreunul, zic, da, la o rugăciune, dacă îi chemaie, nu era mai frumos? Sau vine și Domnul la cafă, nu? Băi, dacă ești obosit, bea-o, nicio problemă, nu prea mult, că nu sănătoase. Dar la o rugăciune. Scrie în Maleahii 3, ce se tem de Domnul a vorbit adesea unul? Cu altul, ce mai scrie mai departe? Domnul a luat aminte la lucrul acesta. Când ne întâlnim cu frați și aud că vorbesc de toate, zic, măi, hai să vorbim ceva lucruri sfinte, că n-are Domnul și trece în procesul verbal. Mă s-au întâlnit, ce-au povestit? Apoi ai voie să întrebi și de sănătate, să spui că știu, ești însărcinată, să spui că ai un copil care acum s-a răcit sau că tu ai de lucru sau nu ai de lucru, trebuie să povestești și astea, nu? Când s-a întâlnit, vine cineva din țară, a venit Ietro la Moise, apoi i-a povestit de sănătate, a venit cu nevasta, dar ce-o mai povesti Moise? Stai, socrule, să spun eu, să-ți povestesc ce Dumnezeu, ce minuni face Dumnezeu. Că atunci când au venit trimiși din Babilon la Ezechia, le-au arătat de toate. Să spun ce mașină am, uite, în sufragerie, ce mobile, ce robot de bucătărie, toate, toate. Dar de ce au venit aceia din Babilon? Să întrebe, am auzit că ai fost bolnav. Și asta nu le-au spus. Dar în urmă vine Isaia și vine cu o ploaie de întrebări. Cine a fost la tine? Ce ați vorbit? Ce ați văzut? Și în cer, când s-a scris procesul verbal, e o rubrică goală. Că ce trebuia să fie, n-a fost. De aceea când vă întâlniți, vă îndemn să cântați. Este puțin problemă cu proiectorul, v-am spus eu și aseară. La noi în biserică am observat ceva. Avem familii care s-au pocăit în epoca proiectorului. Și la un moment dat am observat, i-am întrebat, zic, voi acasă cântați? Și au zis, dar din ce? Din cărți de cântări, ce-s acele? M-am speriat. Era sus tare proiectorul că am vrut să mă sus și să-l iau jos. Dar am provocat adunarea să cumpere cărți de cântări și am reușit să punem și la proiector să afișăm numărul. Ce număr e în cartea de cântări, cântarea care se afișează, ca aici se învețe melodia și acasă să o mai cânte. Și a prins provocarea în adunare și au cumpărat câteva sute de cărți de cântări, fiind adunarea mare. Dumneavoastră aveți cărți de cântări acasă? Folosiți-le, să vedeți ce frumos este. Acolo poți să cânti și care nu-s buncoriști, nu-i înregistrează nimeni, nu? Acolo poți să înveți cântări, poți să înveți copii, să citească din Biblie. Noi obișnuiam acasă la noi să citim câte un capitol și începând cu cel mai mic, fiecare să spună câte o idee. Noi lăsam pe cei mai mari primii, că le furau ideile ușoare. Cei mai mari n-au decât să sape mai adânc. Pe cineva m-a întrebat o dată, tu cum îți faci predicile? Zic, simplu. Pun pe copii să citească context, am 7 băieți, fiecare spune câte o idee și eu notez. V-am spus că uneori chiar îmi venea să fac așa. Dar astea le rămân în minte, astea sunt cele mai plăcute amintiri. Nu numai pentru oameni, pentru Dumnezeu, care își va aduce aminte de momentele în care ne-a vizitat, care am avut altare și părtășii sfinte în familie. Amin? Că nu știu cum se face, că mâncarea nu rămâne nici negătită, nici nemâncată, așa-i? Hainele nu rămân nici nespălate, nici necălcate. Numai uneori așa încercăm să ne scuzăm, frate, n-am avut vreme. Să dormi, ai avut?
Sămânci ai avut? Dat de altar? Băi, n-am reușit să ne întâlnim toți împreună. Hai să admit că într-o zi, două nu se poate, dar măcar când se poate. Am trecut printr-o familie la Cluj, la bloc, și când am văzut că sunt acolo, m-am gândit, pe noi unii ne mai culc în seara asta. Dar parcă fratele știa ce gândesc eu și zice, fii liniștit, frate, că nu dorm toți aici. Dar veniți copiii, că noi ne-am obișnuit, aveau 13 copii, parte ne-i căsătoriți, parte nu, și ne adunăm în fiecare săptămână o zi și cei plecați din casă care locuiesc în Cluj, cântăm și ne rugăm. Și am zis, frumoasă împlinire pentru părinți și frumoasă cinstire pentru Dumnezeu. Dar socotesc că ați înțeles și asta, iar dacă n-ați înțeles, părinții, băgați de seamă că și copiii au auzit, câți mai sunt pe aici, că alții sunt pe sus. Dar măcar unul din familie să țină minte și ceilalți să spună, uite, așa ar trebui să facem. Trece la un alt principiu. Spune Scriptura în Genesa, capitolul 13, versetul 2. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Și a apărut puțin scandal. Cum să vă raportați ca familii față de problemele materiale? Vă dau trei principii. 1. Să fiți harnici. Spune Scriptura, știți că în agricultură nu se poate fără hărnicie. Mai sunt și altfel de afaceri unde ai putea cu mai puțină hărnicie. Dar ascultați-mă în mod deosebit pentru cei căsătoriți, că vorbim despre familie, vă citesc din Cartea Genesa, capitolul 30, versetul 30, partea finală. Acum, când am să muncesc și pentru casa mea? Și har Domnului că toți aveți socri mai buni decât Iacov, așa-i? V-a pus careva să munci 7 ani în Italia și la urmă să spună, bucură-te că-ți dau fata? Deci aveți socri gentili. A muncit, banca a muncit, i s-a părut ca vreo câteva zile că o iubea. Spune apoi în 31 cu versetul 40, să vedeți în ce condiții de muncă trăia Iacov. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Vă doresc sănătate și spor la muncă. După părerea mea, cine nu vrea să muncească, scrie în Tesalonice, nici să nu mănânce, așa-i? Dar părerea mea încă ceva, nici n-ar trebui să căsătorească. Că după ce te căsătorești, trebuie să muncești nu numai pentru tine, să muncești pentru alții. Ba și copiii vă îndemn să-i puneți la muncă. Nu îi țineți așa până la 20 de ani și se mărite și apoi îți dea telefon la mama ce ingrediente trebuie pus în ciorbă. Și pe băieți puneți-i la muncă, că altfel îi chine poftele. Altfel vor merge la sală să facă sport. Acolo trebuie să plătească, pune la muncă să facă bani, să primească ei. Munca e sănătoasă. Mai cu seamă la păcătoși. Că Dumnezeu și în grădina de nu le-a pus pe Adam să muncească, de după ce a vrut să păcătească, o să Avram, Adam trebuie să mărim orarul de muncă, altfel îi bai. În toate zilele. Și fără pensionare. Până te întorci în țărână. Că oamenii care muncesc fac păcate mai puține. Prinde bine, în tinerețe se poartă oamenii un juc. Un al doilea lucru legat de muncă și lucrurile materiale. Spune Iacov aici, 30 cu 30, Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers eu. 24 cu 1, Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. 26 cu 12. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Mă adaug doar din 39 de la Iosif, e aceeași idee. Și firma poate fi binecuvântată printr-un pocăit, da casa. 39 cu versetul 5. Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Dumneavoastră sunteți încrezători în binecuvântarea Domnului? A zis Iacov peste ani, că așa cred unii, bă, dacă ai copii, n-ai cu ce să-i ții. Ei nu știe că noi aducem copiii la binecuvântare.
și că e binecuvântat și tata și mama și băiatul și fata. Ce a zis Iacov? Am trecut râul cu toiagul, nu? Nu pot să spună unii, ci când am trecut din țară, ce aveam? Bâta în mână, că am trecut peste deal, nu? Ce, și Dumnezeu m-a binecuvântat. Vă întreb, mai poate Dumnezeu să binecuvânteze și în vremurile noastre? Poate va spune cineva, frate, Noul Testament nu mai se facă te-a referit la bogății. Nu neapărat să se facă la bogății. Dar scrie, ia gândiți-vă, vechiul sau nou, Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug și ne bucurăm de ele. Unde scrie? În Noul Testament, nu? 1 Timotei 6. Și chiar dacă nu ne dă Dumnezeu cât la Avram, că drept să vă spun uneori și o mare avere, nu neapărat e o binecuvântare. Dumnezeu face pe unii mai bogați, pe alții mai săraci, dar un lucru e sigur, Dumnezeu binecuvintează familiile noastre. Spuneți-mi, care e mai mare binecuvântare? Să-ți dea Dumnezeu mult sau să-ți dea puțin, dar să nu se mai termine? Care e mai mare? Sunt două minuni diferite, dar care sunt producătoare de pâine. Că Dumnezeu se pricepe și la una și la cealaltă. Toate sunt în mâna Lui. Când Dumnezeu vrea să binecuvinteze, are tot dreptul și puterea să o facă. Și cine se poate împotrivi? Dacă Dumnezeu vrea să-ți rânduie un serviciu, ți-l rânduie. Dacă Dumnezeu vrea să te ajute cu o mașină, dar știți cum trebuie să ne raportăm noi la binecuvântarea Domnului? Să o cerem frumos. Mă uimește ce îi spune Dumnezeu la David prin Natan 2 Samuel 12 când îl mustră. Zice, ai fost un cioban, ai fost un partizan. Și acum zice, ți-am dat, și acolo un cuvânt. Și dacă aș fi fost puțin, atât aș mai fi adăugat, auzi. Nu trebuia să furi tu. Nu trebuie să te chinui, să te îmbogățești. Să te încrezi în ajutorul și în binecuvântarea lui Dumnezeu. Da, asta înseamnă să și dai zeciuială, să fii un om cu dăruire. Nu fiți zgârcit. Să știți că păcătoși, dar nici sunt. Sfinți zgârciți, nu. Orice sfânt este un om darnic. Pentru că el este încredințat că Dumnezeu binecuvintează, mărit să-i fie numele. Știți ce rezolvă încrederea în binecuvântarea Domnului în primul rând? Scoate îngrijorările din casă. Vă mai frământați? Ce o să avem? Ce o să mâncăm? Surorilor, hai că dumneavoastră vă gândiți la copilaș, ce o să fie? N-au ce căuta îngrijorările la noi acasă. Dumnezeu îngrijește de noi. Spus Domnul Iisus, uitați-vă când e vorba de mâncat la păsări și când e vorba de îmbrăcat la crini. A murit vreun sfânt de foame în decursul istoriei. Martiri au fost, dar nu de foame. Că dacă la Dumnezeu îi cerem pâinea, El ne-o dă. Dar îndrăznesc să spun că ne dă mai mult decât îi cerem numele Lui să fie binecuvântat. Dar nu cu stres, nu cu cârtire. Dacă cârtiți, Dumnezeu vă duce în lipsă. Dacă nu știți să mulțumiți pentru binecuvântare, vă lasă, vi le ia ca să suferiți. Dar când binecuvântăm pe Domnul, avem încredere că El ni l-a dat. Ce-o zis eu? Domnul l-a dat? Domnul luat. O mai dat Dumnezeu odată? O mai dat, dar la care nu știe că Dumnezeu o dat nici prima dată, ce se mai dea? Îngrijorări. Tu spus Domnul Iisus, Luca 12, m-a spus că vă dovedesc principiile din Noul Testament, e ceva tare frumos aici. Odată s-a întâmplat în familia noastră, era vremea comunistă, care sunteți mai mari, știți, era pâine, zahăr, ulei, mai erau la cartelă. Și era ultima zi din lună, și-a trecut soția prin fața magazinului, eram arondați, vânzătoare era în prag, că n-avea client și spune, doamna Anca, să veniți să vă luați alimentele, că mâine nu vi le mai poda. Dar noi n-aveam niciun ban. Și-a gândit soția ce să fac, s-a dus spre o mătușă să-i ceară împrumut. Mergând, o strigă o soră de pe altă stradă, o zărit-o. Sora Dena, bine că te întâlnesc, că scapă autobuzul. Am un plic de la o soră pentru dumneata. Deschide soția plicul, nu mai merge la mătușă. Se întoarce înapoi, cumpără și vine acasă. Că Dumnezeu îngrijește de noi. Avem Tată! Luca 12.
Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Nu știu dacă ați citit în revista Sămânța Adevărului, cu anul urmă a fost următorul articol. Într-o dimineață o familie se scoală și soția, cum spuneam că poate ele se frământă mai mult, spune soțului: dragă, problemă, frigiderul e aproape gol, să-ți cumperi medicamente la copii, Pampers, ce mai trebuie, bani cash nu mai avem, pe card câțiva dolari. S-au rugat în dimineața aceea și așa a rânduit Dumnezeu că au citit Evrei capitolul 13, versetul 5 și 6. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Ce să mai comentezi după ce citești cuvintele astea? Dar scrie mai departe, căci El însuși a zis, adică avem asigurat nu printr-un înger, prin Dumnezeu Tatăl din cer, nici de cum n-am să te las cu nici un chip, nu te voi părăsi. Pleacă fratele la serviciu, vede un om pe dreapta, un jeep, pană, se oprește, pot să vă ajut, un om îmbrăcat elegant, te pricep, hai, fă-o, nu-i deschis la depanare la ora asta. Când termină de monta roata, întreabă patronul: cât mă costă? Nimic. La prima oră să taxez pe om, am făcut și eu un bine pe ziua de azi. Chiar nu e bani? Nu. No. Mă miră. Și înainte să sui în mașină, patronul zice: George mă cheamă. Se tot gândește patronul: măi, ce fel de om a fost ăsta? Știu, pocăit. Și tata a fost pocăit. Și spunea: să faci bine, să n-aștepți răsplată, că pe astea le ține Dumnezeu în socoteala lui. Băi, dar mai îmi spunea tata, era vremea când se portau plete. Să mă tund, tot nu mă tundeam. Azi mă duc și mă tund în amintirea lui tata. Merge soția fratelui sărac la magazin, cumpără ceva, când ajunge la casă de la supermarket, caserița îi spune: atâta, mă scuzați, n-am ața bani, pun înapoi pe raft ceva. Încă un om înapoi a ei și încă unul întinde mâna cu o bancnotă de 100 de dolari. Cine, doamna? Nu, nu, hai, vă rog. Numai 13 dolari au fost ce mai avea nevoie. Să-i dea cei 8-7 înapoi, la care spune: cine, vă rog, plătește la un singur produs, ridică mâna, nu ia nimic înapoi, George mă cheamă și pleacă. Când ajunge soțul la serviciu acasă, soția bucuroasă, bani pe masă, produse, leacurile: drag, a făcut Dumnezeu o minune, cum ne-a promis dimineață prin cuvânt, nu ne lasă. Dar cine ți-a dat bani? Unul George, făcut așa cu mâna și George mă cheamă. Cum arată? Așa înalt, tuns, frumos, aranjat. Măi, și eu am întâlnit pe unul George, înalt, frumos, dar sărea pletos. Cine știe pe cine pune Dumnezeu să vadă de noi? Că Dumnezeu se folosește de oameni și de îngeri. Și în al treilea lucru spun pe scurt asta. Știți ce trebuie să mai facem noi în ce privește lucrurile materiale? Să nu ne certăm de la ele. Ce o să avram către Lot? Că pe Lot poate îl primim la masă, dar nevastă sa, nu știu. Că s-a uitat săraca înapoi după ele. Sau după copii, după ce s-a uitat în Sodoma. Și Avram a spus: alege ce vrei. Și interesant scrie apoi în Genesa 14 că Lot a rămas fără ele, tot Avram le-a dat înapoi. Și apoi vine primarul Sodomei și îi spune, de la versetul 18, poți să reții prada, toate să le reții ca pradă de război. Și spune Avram aici, nu, de la versetul 22, sunt cuvintele lui Avram: ridic mâna spre Dumnezeu cel preanalt, zidorul cerului și al pământului, și jur. Ce principiu, adică nu mai discutăm. Nu voi lua nimic din ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nimic pentru mine. Ce fermitate! Aș tu ocazia așa să iei... Băi, astea-s costurile, n-am ce să faci. Nimic pentru mine. Și în capitolul următor, 15, în românește nu este asta în evidență, dar în original, în ebraică, am citit un comentariu, unde spune aici în românește: Avrame, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare, zice cam așa: Avrame, pentru că ai procedat așa, să știi că eu pe tine te binecuvintez. Că Dumnezeu binecuvintează pe omul drept. Trec mai departe la un alt principiu pe care vreau să nu-l scap neapărat.
Cum se căsătoreau copiii în perioada patriarhilor? A venit vremea să căsătorească Isaac. Nu insist asupra aspectului că nu se încuscreau cu cananiță, asta știți, nu? Puteți să vă căsătoriți cu italian, dar numai că să pocăiesc bine. Întâi trebuie probați. Sub nicio formă, inclusiv relații pe internet cu necredincioși, ce legătură este unul și altul? Nu insist asupra acestui aspect. Altceva, Genesa 24. Versul 2. Avram este celui mai bătrân rob din casa lui, care a îngrijit tuturor averilor lui. Pune-ți mâna, te rog, sub coapsa mea. Priveau căsătoria ca lucrare foarte solemnă. Au jurat pe Dumnezeu cerului. Administratorul lui Avram, un om foarte chibzuit, nu degeaba putea îngriji de atâta avere, îl duce logica și zice în versetul 5, poate că femeia nu vrea să vină aici. Să-l duc eu pe băiat acolo? Nu discutăm despre asta. Bun, dar atunci cum să-l însurăm? Și scrie în versetul 7, Domnul Dumnezeu cerurilor, zice Avram, ăla spre care a jurat că el nu ia din cei altuia, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Și când a auzit robul că se implică Dumnezeu în asta, s-a pus pe genunchi. Doamne, dă-i zbândă stăpânului meu, are un băiat însurat. Vă rugați pentru căsătoria copiilor dumneavoastră? Sau unii cred așa, căsătoria se poate face, deci într-o adunare vezi o fată, ui, înăltuță, subțirică, așa ca fica Babilonului cu scrie în Isaia. Asta e bună de mine așa. Și pe Dumnezeu nu vrei să-L implici în asta? Se roagă și vrea să urmărească, să vadă ce rezolvă îngerul, că se duce înainte. Parcă toate au fost programate computerizat. Vine fata cu găleata, toate. El numai se uită, știi? Și filmul se regizează de sus. Și când au văzut cum s-a consumat episodul ăsta, spuneți ce-a făcut robul lui Avram. Vă citesc eu de la versetul 26. Atunci omul a plecat capul, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, aici e mâna lui Dumnezeu. Și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeu stăpânului meu Avram. Deci dacă Dumnezeu e Dumnezeu tău, să știi că te ajută la căsătoria copiilor tăi. Și ăsta e mare lucru în vremea noastră când atâtea căsătorii eșuează. Adică averea noastră curge așa printre dețile lui Dumnezeu, sau mai exact spus, vine din mâna lui. Dar la căsătorie tot mâna lui potrivește. Se ruga cu nostru din Irlanda o situație, un băiat și o fată s-au căsătorit apoi și el se roagă, Doamne, nu vreau să colind acum la fete. Spune-mi, Doamne, care-i pentru mine? Și dă Domnul un vis, se făcea că era slujba la adunare, numai băieți, fete, și ridică întrebarea, cineva conducea. Acum se căsătorește Florin. Care fată vrea să căsătorească cu Florin? Și una se ridică în picioare, se ia și zice, dai jos. Următoare. Și așa de frumos s-a realizat căsătoria aceea, s-ar putea să apară și probleme. Dar tot Dumnezeu ne descurcă și ne scoate din ele, dacă îl implicăm. Și l-au poftit în casă, a fost gazdă bună. Și au zis, mă așez la masă, întâi să spun cum a lucrat Dumnezeu. Și familia fetei ajunge și spune, versetul 50, de la Domnul vine lucrul acesta. Vă doresc căsătorii de la Domnul. Tineri, îl implicați și voi pe Domnul? Păi spuneți-i repede, unde a fost Isaac până ăștia făceau afacerile astea? Ce făcea? El se juca, nu? Pe tastatură. Ieșise să cugete în taină? O fi știut Isaac de înțelegerea lui bătrânii ăștia? Nu știu că nu scrie și nu vreau să spun ce nu scrie. Dar știi ce știa Isaac? Că tata colaborează cu Dumnezeu. O dus-o acasă și-o iubit-o. Și o nevastă bună și, fetelor, dacă vreți să stați la masă cu Rebecca, păstrați-vă fecioria. Asta nu înseamnă să fiți perioase. Când a venit un străin, o dă să bea apă. Dar și când s-a apropiat de Isaac și a lăsat mahrama pe față, auzi, o să mă vezi tu când mă treci pe numele tău. Da, pare rău că unele fete nu prea mai au ce păstra pentru ceva tainic pentru soț. Cum spuneam aseară, în loc să-i păstreze emoția
acelei prime îmbrățișări și sărutări, de unde? Că nici ea nu mai știe cu cât s-o sărutat săraca. Păstrați-vă demnitatea asta și e o chestiune solemnă căsătoria, dragii mei. În prezența lui Dumnezeu. Și după căsătorie ce urmează? După ce vă căsătoriți, cine urmează, nu? Voiajul, nu? Și copii? Cum s-au născut copiii în familie patriarhilor? Asta e temă pentru acasă. Studiați acolo Biblia, bărbatul cu nevasta. Că așa se crede în vremea noastră, că copiii vin așa, la întâmplare. L-au întrebat sau pe frate sau pe Iacob, ce cu băieții ăștia mei? Mi-o dat Dumnezeu. Genesa 33 cu 5. Și vă zici, da, de unde? E așa că te-ai însurat. De-aia e copii. Să fi zis Iacob, băi, omule, la mine nici animale nu se mulțesc la voi întâmplări. De crezi copiii sunt mai jos decât animalele? La mine Dumnezeu hotăra care-i pestriți, care nu-i pestriți. Asta la miei și la iezi. Dar la copii? Îi scrie în Biblie. Care o înceta să mai nască, la care o da Domnul copii? Implicați-l pe Dumnezeu, nu numai că ce băiat n-ar vrea să-l implice pe Domnul, să-i aducă o fată bună și pocăită și curată. Dar vrei să-l lași mai departe pe Dumnezeu să-i implice în nașterea copiilor? Spune, Doamne, acum m-ai adus-o, de aici încolo mă descurc eu. De aici ne lași pe noi să aranjăm treaba. Nu, lasă-l până la capăt, apoi te și binecuvintează. Și ultimul punct și-am încheiat. Că a fost cam lungă predica asta, dar dacă până ne întorsărăm, că atât a fost drumul, nu? Mersărăm la Mamre, la Hebron. Ce se face dacă ne pornirăm în călătoria asta lungă? Știți, recapitulez ce am spus primul lucru. Familiile noastre se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu. Parte din ele sunt pentru aici, parte pentru viitor. Dumnezeu vrea să fim separați de lume. Vrea să avem părtășii cu altare. Dumnezeu s-a angajat să ne poarte de grijă, să ne ajute la căsătorie, dar să lăsăm să coordoneze toate activitățile vieții noastre. Și în final, vă îndemn, fiți familii care trăiesc prin credință. Și vă citesc din Evrei, capitolul 11, versetul 13, am citat prima parte, în credință au murit toți aceștia. N-au primit lucrurile făgăduite. Încă nu s-a stat la masa aceea, trebuie să ne adunăm și noi. Dar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Vorbiți acasă, spune soților dumneavoastră dragă, așa uneori când stau la masă, chiar că mă duce gândul cum o să fie când o să stăm la masa veșniciei. Cu Avram, cu toți sfinții, spuneți-le la copiii dumneavoastră. Ce a spus Iosif fraților săi în final? Eu am să mor. Dar Dumnezeu vă va cerceta. Pentru că speranța noastră nu e doar pentru viața de aici. Spune Scriptura, dacă ne-am pus nădejdea numai în viața asta, suntem vai și amar de noi. Când ți-ai luat nevastă frumoasă, tânără, păi când vezi că trece viața, bătrâniți amândoi, ne cumpărăm bastoane, și o să spui, dragă, auzi, noi ne-am pornit la drum, nu numai până aici, noi suntem în drum spre Ierusalimul de sus. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu ne rămână nici copiii prin Italia. Poate unii ați vrea să vă întorceți în țară, alții rămâneți aici. Nu lăsa să se nască în mintea copilor dumneavoastră, Italia asta e țară bună, dacă nu ne mutăm în Germania sau plecăm în America. Discutați despre asta într-un mod foarte deschis. Noi avem cetățenie cerească. Tata și mama sunt așteptați la porțile de sus. Vreți să veniți și voi cu noi? Să nu fie niciun copil ca Esau care n-are loc la masa aceea. El a hoinărit cu cananiții, cu cananitele. Nu învăța principiile la tata și mama. Nu-l vezi pe Esau la altar, dar nici la masă. Îmbătrânim, am plinit și eu iarna asta 50 de ani de acum, mă duc, așa din deal deja, coborâm la vale, știi?
Da, le spun pentru cei ce îmbătrânesc, zice o vorbă înțeleaptă, să nu te frămânzi că ai început să cobori, că alții deja sub deal. Da, vă spun în final o experiență a unui frate, mi-a povestit-o. Era bolnav de cancer. Medicii l-au operat și văzându-l un om foarte rațional, i-au spus, domnule, hai să spunem adevărul, știi cum e cancerul ăsta? Noi când te-am operat, am scos din trupul dumitale un pui. Cloșca și ceilalți pui sunt trupul dumitale. N-ai șanse de viață. Dumnezeu l-a vindecat. De atunci sunt vreo 3 ani. Dar a visat într-o noapte în timpul bolii, când mergea pe un pământ mlăștinos, galben și negru, și așa pășea greu, și a auzit o voce. Aceasta e vremea suferinței tale. A pășit și a ajuns pe o palmă de pământ negru și în față a apărut o groapă și a auzit a doua oară vocea. Acesta-i mormântul tău. Și a stat acolo. Și la un moment dat a ridicat ochii în vis. Și se ridica așa la orizont un munte de o formă geometrică regulată. Și a ridicat un soare strălucitor și a apărut un chip. Și el știa că e chipul Domnului Iisus. O zis, nu mi-a spus Domnul nicio vorbă, dar m-a privit cu atâta serenitate și atâta drag, încât n-am văzut un asemenea chip nici la mama, nici la nevastă. Și am auzit o voce. Acesta e muntele casei Domnului. Și m-a lăsat în vis să mă uit la muntele acela. Mi se părea să zbor, să trec, dar nu puteam să pășesc. Stăteam pe pragul mormântului. Și la un moment dat în vis m-am întors în stânga împrejur, am făcut un pas și în vis m-am trezit în curte între nevastă și copii. Și spunea fratele, sunt încă în viață. Dar dacă trebuie să plec, așa mă duc, de mi-ar părea că să-mi crească aripi, că știu unde mă duc. E frumos să fii în familie cu Domnul, să ai soț, soție, copii pocăiți, să ai prezența Domnului și prin har, dar e mai frumos să știi unde te duci, să știi că ai patrie, să știi că Dumnezeu nu e Dumnezeu acelor morți, că El ne-a pregătit o cetate. Slăvit să fie Domnul. Și apoi lasă că mai vorbim noi la masă. Fiți binecuvântați de Domnul, numai să ajungem acolo cu ăștia de care am vorbit și cu Domnul care ne-a pregătit locul. Amin.